Sigur că Ion Ungureanu a făcut și politică. Pentru că noi am fost nevoiți, la începutul anilor 90, să facem politică, cei care eram foarte departe de politică și care am urât politica, inclusiv Ion Ungureanu. Dar aș vrea să spun acum un lucru pe care mi-e incomod să vi-l spun. Dar trebuie să-l spunem. Ion Ungureanu a fost asasinat, a murit de inimă rea. Noi am făcut o masă rotundă, Forul Democrat al Românilor din Moldova, împreună cu combatanții, împreună cu tinerii Moldovei, la care Ion Ungureanu a spus următorul lucru: să-l declarăm pe Bătrâncea, care a rupt harta țării noastre în Parlament, ticălosul anului. Un post de televiziune, imediat după acest lucru, a făcut o emisiune foarte murdară contra lui Ion Ungureanu și a spus că nu, de fapt, Ion Ungureanu nu l-a avut în vedere pe Bătrâncea, dar pe Andrei Năstase. Ion Ungureanu, care e căsătorit cu Rusoaică, cu soții de caghebist, cu, vă zic, el care e un unionist găunos. Eu am scris câteva articole în apărarea lui. Nu mi-a venit a crede că se poate spune aceste lucruri despre Ion Ungureanu. Dragi prieteni, după această emisiune la post respectiv de radio, de televiziune, Ion Ungureanu n-a mai ieșit niciodată din casă. Știți de asta? N-a mai vrut să iasă, n-a vrut să comunice cu nimeni. A murit de cancer. Știți ce înseamnă cancerul? Noi îl avem fiecare dintre noi, această boală. Eu zic, infernal. E nevoie doar de un stres puternic și ea se declanșează. Acea emisiune a declanșat boala în Ion Ungureanu.